Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon. La această oră avem doi domni invitați în cadrul emisiunii de promovare electorală, respectiv domnul Emil Răstăiu, susținător de data aceasta pro-România pentru candidații atât pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, cât și pentru listele de candidați pentru Consilier Județean Hunedoara. De asemenea, împreună cu noi în studioul Capital TV este și domnul Nicolae Timiș, tot în calitate de susținător al candidaților la Consiliul Județean Hunedoara. Bună ziua, domnilor, bun venit în studioul nostru! Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Dumneavoastră sunteți candidat și pentru funcția de primar, dumneavoastră Asimeria, dumneavoastră Hațeg. Sunt curios cum o să iasă emisiunea asta, în care dumneavoastră trebuie să vorbiți despre alții, nu neapărat despre dumneavoastră. Și atunci, prima întrebare, pertinentă, zic eu, deși uneori mă înșel, ar fi de ce ar trebui să voteze oamenii pro-România pentru Consiliul Județean Hunedoara, respectiv de ce ar trebui să voteze candidatul pentru președinție, domnul Dacian Ciodaru, și pe ceilalți pe lista de Consiliul Județean. Am observat și în campania electorală, dar și înainte, sunt unii care se înflăcărează și fac tot felul de aprecieri la partide, la nivel național, la nivel de știu eu, politici, de stânga, de dreapta și așa mai departe. Până la urmă, noi acum discutăm de alegeri locale, unde, ca de fiecare dată, nu cred că s-a schimbat ceva, chiar dacă e pandemie, ca de fiecare dată se votează oamenii, indiferent de la ce partid. S-a demonstrat că și de la partide mici au câștigat pe funcții importante, de primar, de președinți, de consiliu județene. Nu pot să vorbesc despre mine, dar pot, în schimb, să vorbesc despre calitatea colegului care este lângă mine cu privire la ce înseamnă candidații la alegerile locale la Pro-România. Din fericire, structura asta nouă s-a construit pe niște oameni care au demonstrat ceva în viața lor, niște oameni care au cunoștințe, care au făcut școlile la vremea lor, oameni care au demonstrat și în viața publică și în viața privată că știu ce au de făcut, că sunt responsabil și simt responsabilitatea funcției pe care o preiau la un moment dat. Eu am fost... Știți cum e și cu funcția asta? Sunt două tipuri de funcții. Unele pe care dai concurs, trei tipuri chiar, altele pe care ești numit și altele pe care ești ales. Se spune că nu e bine să vorbești de alții care nu sunt de față și aș vrea să vorbesc, să dau ca exemplu pe Nicu Timiș, care e aici. Care este aici. În anii 2000, când am candidat pentru prima dată la funcția de primar, eram în echipă cu Nicu pe APR, formă, pe, mă rog, mai departe, pe diferite asocieri sau parteneriate, să spunem așa, administrative, și tot timpul mă uitam la Nicu Timiș cum știe să facă administrație. Tot timpul a fost un om pe care l-am urmărit la felul cum acționează. Drept că eu nu pot să fiu ca și el, îmi permite să mă exprim așa, nu pot să fiu așa, eu sunt un pic mai moale, să spunem așa, nu acționez chiar în ritmul lui, dar tot timpul l-am apreciat la felul cum știe să gestioneze o administrație locală, o primărie. Când vedeam ce reușește să facă, să aducă finanțări, mă rog, eram și primar de comună la Băcia, nu aveam aceleași oportunități, dar eram chiar fascinat de ceea ce face Nicu Timiș și, chiar dacă era pe o altă linie politică la un moment dat, de multe ori mă întrebam una alta, băi Nicu, dar tu cum reușești să faci? Eu dacă trebuie să fac, fac și nu stă nimeni în cale. E bine, probabil că asta l-a făcut să aibă o așa încrâncenare contra lui și
Încrâncenarea asta e pozitivă, e una benefică. Nu, a fost pentru... o încrâncenare, eu n-am înțeles cum cadrul... A, altora împotriva da, lui, da, am înțeles. Da, cum, cum s-a întâmplat să piardă alegerile în 2012 și în 2016? Pentru că era recunoscut chiar și de adversarii lui, că bă, administrator sau gospodar ca Nicu Timiș în Hațeg nu există. Doar că probabil că deranjează anumite cercuri care fac grupuri contra lui. Eu doar așa am perceput-o și eu acum nu mă gândesc. Păi dacă cu 8 ani, acum zic și eu, deși nu ăsta e subiectul emisiunii, dacă cu 8 ani Nicu Timiș, în loc să-și bea cafeaua de dimineață cu angajații de la salubritate, îi punea la lucru, normal că n-a mai fost simpatic. Păi, nu? Da, dar... Văd că mai nou unora le place să se tragă de șireturi cu primar. Adică își imaginează că dacă ești primar de... oraș, municipiu sau ce-i fi, trebuie neapărat să stea pe terasă cu tine la cafea, să te vadă între ei acolo la o dușcă, la o treabă, atunci ești băia fain. Asta ca răspuns de ce să voteze lumea pro-România. Să voteze oameni care contează și care le oferă un viitor comunităților. Mă refer la primar, dar și la consilieri locali, oameni care știu ce dorințe și ce nevoie au cetățenii. Nu palavragii politici, că se face numai pentru votul și așa mai departe. Asta este un exemplu, că este de față un exemplu de oameni pe care îi promovează Pro-România. Nu sunt mulți. Adevăr, noi nu avem candidaturi de primari în toate localitățile. Dar avem candidaturi acolo în general și ne luptăm pentru de a-i susține pe candidații de primari acolo unde nu și-au făcut treaba primarii în funcție. Unde au rămas localitățile în urmă. Și atunci este normal noi să-i sprijinim cu... Și cu Consiliul Județean cum e? Consiliul Județean, dacă întrebarea era tot pentru mine... Pentru oameni. Pot să completez eu un pic aici, te rog. Noi nu am avut consilier județean și candidat de președinte până acum, pentru că noi suntem relativ un partid nou, adică un partid înființat de 2 ani de zile. Sigur că am încercat și ne-am străduit și eu zic că și am reușit să adunăm oameni și în general oameni care n-au mai făcut politică. Și oameni tineri care au demonstrat câte ceva în localitățile de unde vin. Ei, la ora actuală venim cu o echipă nouă, venim cu o echipă tânără care cunoaște politică și cu o echipă care vrem să facem ceva pentru județul Hunedoara. Vedeți dumneavoastră de 30 de ani de la Revoluție sau perindat două partide, cred că, sau maxim 3 la Consiliul Județean. Sunt aceleași partide care sunt și la ora actuală. Cred că e vremea să facem o schimbare. Cred că e vremea să mai vină și alți oameni la conducerea județului. Cred că este vremea să se schimbe și garnitura de consilieri județeni. Vă spuneam că venim cu o echipă tânără din tot județul. Ne-am orientat de așa manieră încât din toate zonele județului să avem câte 2-3 candidați la Consiliul Județean. De aceea le spun cetățenilor să vină cu încredere, cetățenii din județul Hunedoara, să vină cu încredere la vot, să-și ia măsurile necesare pentru COVID și să voteze candidații pro-România la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean, Pădacean Ciodaru. Cred că este un tânăr care are viitor în politică și că e momentul să facă acest pas. Am tot auzit povestea asta în cadrul emisiilor de promovare electorală. Dacian Ciodaru, o persoană competentă, îl prezentai și zici că e gata, a venit albă ca zăpada, iată-o, e cel mai minunat, e cel mai grozav. Susțineți-vă puțin. Domnul Adrian, vă rog, vă place mesajul pe care, cu care vine Pro-România în campania asta electorală? Care dintre? Redăm Hunedoara copiilor noștri. Da, îmi place ideea asta. Este chiar așa pentru toți care avem copii. Parcă ne-am dorit copiii noștri să rămână aici. Dar ce ar mai povesti de unde i-a venit chestia? Vreau să vă confirm că acest mesaj
provine tocmai de la el în mod direct și personal, fără consiliere de firme, de consultanță, agenții. Cel pur și simplu, stând lângă copilul lui, a spus, mai până la urmă, acum cât pot și am șansa să mă lupt pentru viitorul copilului meu, acum este momentul să mă implic și să fac în așa fel încât să fie o șansă copilul să rămână lângă mine. Lucru pe care, cu siguranță, cred că toți oamenii își doresc să rămână copiii lângă ei. Dar nu poți să-i ceri copilului să rămână dacă localitatea sau județul este subdezvoltat. Am ajuns în situația asta, din păcate. Din păcate. Am rămas în urmă, în județul Hunedoara, care era în frunte, în zonă, industrial și, până la urmă, și cultural, am rămas în urma județelor care acum 25-30 de ani n-aveau niciun suport economic. Și iată, nici nu trebuie să dăm exemple. Știe toată lumea unde am ajuns. Spuneai că nu e albă ca zăpada. Sigur, n-am spus că nu e albă ca zăpada. Nu este albă ca zăpada, dar este altceva în peisajul politic în care v-am spus să perindă de 30 de ani la conducerea județului. Este altceva, este altceva nou. Vine cu o viziune nouă, exact cum spunea colegul meu, Elmin Rișteiu. Deci, cred că hunedorenii merită și altceva. Cred că merită încercat și cu altcineva, pentru că e nevoie de oameni cu o altă gândire. E nevoie de oameni care gândesc în viitor, să știți. Că, din păcate, dacă gândim pentru ziua de mâine sau poi mâine, nu mergem prea departe. De aceea, noi ne-am străduit și am venit cu, zic eu, un tânăr care a mai făcut politică, să știți. Și nu ne ascundem după deget. Dar niciodată la nivelul de candidat de președinte de Consiliu Județean. Și credem cu tărie că și-a câștigat experiența necesară pentru a conduce un județ ca și Hunedoara. Nu pot să nu întreb, domnilor, ce își propune Pro-România pentru județul Hunedoara în varianta în care ar câștiga Consiliul Județean ca și președinte, sau, na, acum punem și rău înainte, să zicem că nu iese președinte Ciodaru, dar veți introduce în Consiliul Județean consilieri. Ce ar putea face aceștia? În primul rând... Eu am pus și rău înainte. Da, în primul rând este nevoie de o strategie coerentă și clară și viabilă, nu idei fanteziste în care spunem că facem aeroport de nu știu care pe județul Hunedoara și noi de fapt nu suntem în stare să facem un drum. O strategie, este necesară în primul rând o strategie și o dezvoltare echilibrată a județului. Una peste alta, noi ne trezim că facem drumuri sau alocăm finanțări la diferite localități pe apartenență politică. Vedeți și dumneavoastră exemple mai actuale sau exemple de la finalul anului 2019 în care repartizarea fondurilor s-a făcut tot strict doar pe linie politică, fără să țină cont de prioritățile și necesitățile cu adevărat ale județului. Și este un avantaj major. Acum noi nu ne închipuim că Dacian Ciodaru sau Pro-România obține jumătate din primăriile din județul Hunedoara. Noi avem ca țintă undeva 7, 8 până 10 primării unde ne putem lupta cu adevărat la funcția de primar. Dacian Ciodaru din poziția de președinte nu va avea o datorie așa nici măcar politică majoră, ci pur și simplu ar avea posibilitatea să gestioneze lucrurile în mod echilibrat. Acum, dacă nu este președinte, poate ajunge vicepreședinte să aibă Pro-România. Putem să avem 2, 3, 4, 5 consilieri județeni. Așa s-a pornit pe ideea că consilierii județeni Pro-România își vor reprezenta zonele și vor susține lucrurile care țin de zonele respective. Nu în mod unitar pe o localitate, nu înseamnă că dacă este un consilier județean din Hațeg va susține strict orașul Hațeg, ci va susține zona.
în dezbaterile care una peste alta nu o să aibă de ales și PSD-ul și PNL-ul, indiferent ce vor să facă, va trebui să țină cont de poziția pro-România. Am demonstrat că pornind de la acum un an și 9-10 luni de când s-a înființat partidul, am început să creștem, am început să avem recunoaștere și nu numai atât, oamenii să aibă încredere în noi. Cu siguranță că nu le vom trăda încrederea. Și nu am nici cel mai mic dubiu că cel puțin primii 7 pe lista de consilieri județeni nu vor fi oameni activi care vor să demonstreze că nu au ajuns deja, degeaba pe lista de consilieri județean. Eu îi văd determinați fiecare pe zona lui. Îi văd că fiecare susține ideile, dar nu neapărat că numai pentru el. Da, de pe zona de nord a Văiul Jiului, consilierul județean vine și spune, da, mă, noi Valea Jiului trebuie să ne unim, să venim cu cu dorințele comune a Văiul Jiului. Nu mă interesează numai Lupeniu sau nu mă interesează numai Petroșani. Deci este un alt mod de gândire și până la urmă noi am plecat din partidele clasice pentru că ne-am săturat de politica care se făcea acolo. Și am zis, am pus, ne-am întâlnit, am discutat, suntem compatibili pe idei și așa susținem un partid cu adevărat care vrea să facă o, sau măcar să se opună, dacă nu poate să facă o schimbare cu adevărat, să se opună la prostiile pe care le generează cele două mari partide la județul Hunedoara. Da, pentru că se văd foarte multe lucruri care nu sunt în regulă cu privire la gestionarea județului Hunedoara. Cum ar fi? Păi tot discutăm că vrem să punem în valoare obiectivele turistice din județul Hunedoara. Da? Ca să ajungi la un obiectiv turistic, trebuie să ai un traseu, trebuie să mergi pe un drum. Păi drumul ăla, nu îl lași fragmentat că drumul județean nu se face pentru o anumită localitate, că acolo e primar de altă culoare politică. Sau nu? Bun, înțeleg că este nevoie și de drumuri care se duc în zonele izolate. Înțeleg lucrul ăsta. Și nu poți să ignori pe oamenii ăia. Dar dacă vrei să faci economie sau să aduci bani pe linie de turism, prima dată ai grijă de circulația pe zonele unde într-adevăr sunt turiști. Da, noi am propus, scuze, că numai să-mi termin, noi am propus pe linie de pro-România că va trebui să facem de la nivel de centru, de la cele două coborâri, trei coborâri importante de pe autostradă. Păi nu îl duci pe turist la Deva, îl urci sau mergi la Hunedoara și vin apoi să te urci pe autostradă la Deva. Este un circuit frumos, mai mare sau mai mic, le-am zis noi inele, pleci din Deva de la Șoimuș, vizitezi Deva, Hunedoara, Hațeg, poți să ajungi în zona Orăștiei și urci pe autostradă la Gelmar. Asta un exemplu. Dar sunt mai multe exemple de genul ăsta. Da, am înțeles. Plus, adică nu este infrastructură pentru dezvoltarea turismului. E un exemplu de infrastructură. Pe urmă, oamenii se plâng că n-au cu ce să circule. Păi am propus să facem, nu te povestim, să ne apucăm un transport public județean loc, un transport public. Nu cu firmele. Nu, se vor supăra firmele de transport. Dar noi, până nu gestionăm prin linii publice de transport, cel puțin în zonele mai dens circulate, nu o să rezolvăm problema circulației. Și oamenii toți stau și pleacă dimineața și nu știu dacă se pot întoarce seara cu autobuzul. Noi avem în program ca să dezvoltăm Hunedoara și să o transformăm într-un pol de atracție turistică. Și aici vreau să-l completez pe colegul meu, Emil, și să spun că, din păcate, județul Hunedoara are foarte multe obiective turistice care nu sunt puse în valoare. Și, pe urmă, trebuie să le punem în valoare și, firește, obligatoriu, trebuie să facem și infrastructura. Și vă dau un exemplu. De exemplu, cetatea de la Mălăiești, da? O fost reabilitată, s-au reabilitat și drumurile prin care ajung la acea cetate. Mergem mai departe.
Ne ducem la Sarmise Getuza, dacă vreți, Grădiștea. Grădiștea. Știți, vis-a-vis de drumul ăla, câte povești și așa mai departe. Câți bani s-au băgat și fonduri europene, din păcate, tot greu este accesibil. Cetatea. De câte ori te duci, ba vine viitura, ba rupe drumul, ba se întâmplă câte ceva. Ne ducem la Sarmise Getuza, Ulpia Traiana. Acolo avem cât de cât infrastructura făcută. Din păcate, nu există sau materiale prin care prezintă monumentul istoric, prin care să te poți duce, s-au făcut atâtea centre de informare turistică aproape în toate comunele. Din păcate, intri în ele, sunt goale. Nu găsești materiale de promovare, nu găsești hărți, nu găsești nimica. Cred că aici intervine rolul Consiliului Județean. Să ajute acolo unde comunitățile nu pot face un proiect de reabilitare. Ne ducem la Cetatea Colț, de exemplu. Vă dau un exemplu că e în Țara Hațegului, da? Sau la Răchitova, da? Acolo unde comunitățile nu pot să scrie un proiect sau n-au specialiștii necesari, poate interveni Consiliul Județean, cum au făcut, de exemplu, la Săcel, da? Și trebuie un program de reabilitare a tuturor monumentelor istorice în paralel cu infrastructura de acces. Adică în momentul în care ai terminat de reabilitat monumentul, să ai și drumul care duce acolo. În același timp, trebuie să facem materiale de promovare. Adică trebuie să venim cu pliante, trebuie să venim cu hărți pe care turistul să le găsească. Indiferent că vine la Hațeg să găsească harta, știu eu, de la dealul Uroiului, da? Indiferent că e la Muzeul Aurului din Brad să găsească Hațegul, să găsească castelul de la Hunedoara și așa mai departe. Și ceea ce reprezintă monumentul istoric în acel pliant, din păcate, ne lipsesc. S-au dus la diferite târguri, s-a început câte ceva, din păcate, a murit. Mai spunea colegul meu că s-au întâmplat lucruri și, într-adevăr, s-au întâmplat curioase. Din păcate. Adică drumurile au fost reabilitate până a ajuns la primarul de o anumită culoare politică. S-a trecut peste acea comunitate, acel sat, acea comună, acel oraș, s-a continuat ocolind acea comunitate că n-avea culoarea politică. Mă rog, acelor de la Consiliul Județean, eu cred că e vremea să depășim toate aceste chestii și să gândim unitar. Ei, aici ne deosebim noi pro-România. Aici ne deosebim, pentru că vrem să gândim unitar pentru întreg județul, indiferent de culoarea politică. Trebuie să facem de așa manieră încât drumurile să fie la toate comunitățile, indiferent de culoarea politică, trebuie să reabilităm cetățile. Iarăși, indiferent de culoarea politică a primarului, de așa manieră, încât Hunedoara, așa cum am spus la început, să devină un pol de atracție turistică în România. Să depășim, știu eu, anumite tare pe care, din păcate, s-au perpetuat an de an în Consiliul Județean. Și vă repet, noi avem oameni pregătiți și avem oameni care să reprezinte județul Hunedoara cu onoare și să depășească aceste tare de care vă spuneam mai înainte. Numai așa vom reuși să scoatem județul Hunedoara din situația în care există. Pentru că știm toată lumea, știm foarte bine că județul Hunedoara a fost un județ industrializat, din care s-a ales praful. Indiferent unde ne ducem, că ne ducem în Valea Jiului, că ne ducem la Orăștie, ne ducem la Brala, Hunedoara, la Hațeg sau la Călan, constatăm acest lucru. Vreau să vă spun că turismul înseamnă bani. Înseamnă bani pentru comunitățile locale, înseamnă bani pentru Consiliul Județean, înseamnă bani pentru economia județului, înseamnă locuri de muncă. Locuri de muncă pentru că în jurul monumentelor istorice reabilitate apar pensiuni, pentru că sunt investitori. Și așa cum vă spuneam, bani, locuri de muncă bine plătite. Deci nu o să ne mai vină coloșii care s-au desfințat. Dar cu turismul putem să acoperim economia hunedoreană. Pentru că vă spuneam, este o mină de aur turismul
pentru județul Hunedoara. Și asta este în programul nostru. Și v-am spus, indiferent că câștigăm președintele Consiliului Județean, indiferent că câștigăm 15%, 20%, consilierii noștri de acolo din Consiliul Județean se vor bate pentru ceea ce spuneam eu și colegul meu, Emil. Da, am înțeles. Bun, asta în ceea ce privește turismul. Da. Dar educația, dar nu știu, despre tine ne-am vorbit că trebuie să le creăm condiții. Dar ce alte condiții, de exemplu, în afară de asta cu turismul? Că poate nu o să vedeți, vrea să lucreze. Nu numai este și educația, dar să nu uităm și sănătatea. Așa. Pentru că o mare parte din spitalele cele mari din județul Hunedoara sunt în administrarea Consiliului Județean. Spitalul de urgență Deva și nu mai știu care mai. Ce, mai sunt două sanatorii, da? De la Gioagiu și de la... Dumneavoastră știți, și nu vreau, Doamne ferește, să acuz pe nimeni, știți că în tot timpul în jurul Spitalului Deva au fost discuții, indiferent cine a fost în Consiliul Județean la putere. Trebuie să depășim lucrurile acestea. Au fost bătălii pentru fonduri, pentru funcții și așa mai departe. Din păcate, spitalele au stagnat. E nevoie ca un spital județean care se adresează tuturor cetățenilor din județul Hunedoara să aibă dotările necesare, să aibă tehnica de investigații necesare, să facă față cu brio la toate problemele care apar în județul Hunedoara. Sigur, ne spuneați de infrastructura în sănătate. Consiliul Județean, sigur că și aici are o importanță fantastică. Poate aloca bani pentru școlile, care încă, din păcate, mai sunt în județul Hunedoara și au încă veciu în curte. Da, mai sunt. Deci, din păcate, mai sunt. Consiliul Județean Hunedoara poate aloca bani comunităților locale, respectiv primăriilor, care au aceste probleme. De așa manieră încât în secolul 21 să încercăm să depășim WC-ul din curte, să încercăm ca și acolo unde comunitățile nu au bani, să vină Consiliul Județean Hunedoara și să achiziționeze tabletele acelea. Vedeți dumneavoastră că vorbim tot timpul de învățământul alternativ până când trece, știu eu, COVID-ul, pandemia aceasta, până când trece să fie și online, să fie învățământ. Acum vom vedea ce se va întâmpla peste câteva zile. Sigur că da. Sigur, deci sunt multe lucruri de oricum fapt. E foarte interesant că la chestia asta cu învățământul online, majoritatea unităților școlare nu se descurcă, profesorii nu știu ei să facă link-urile respective, directorii n-au asigurat ce trebuie, primăriile în mare parte nici atât, sau dacă s-au achiziționat echipamente, s-au achiziționat de proastă calitate, nu știu la ce prețuri, nu știu, la dumneavoastră sper că nu-i cazul din nu-i cazul persoanelor de față. De față, da, care se exclud. Domnilor, da. Am cam ajuns la finalul emisiunii. Aș vrea pe înainte de a finaliza, aș vrea să apreciez un lucru. Candidatul Dacian Ciordaru la președinția Consiliului Județean se diferențiază de ceilalți candidați major prin două lucruri. I-am auzit pe ceilalți candidați la președinte că vin și spun, păi Consiliul Județean n-are treabă cu învățământul. Ai nu zău. Păi principalul factor care trebuie să gestioneze strategia educațională într-un județ trebuie să fie Consiliul Județean, pentru că el are pârghile de relaționare, de a face acele echilibrări de buget unde este cazul, de a întreține relațiile între instituțiile de învățământ și firmele care fac care au nevoie de personal specializat pe anumite domenii, mergând undeva până la școlile profesionale sau liceele tehnice. Asta este un lucru pe care îl diferențiază pe Dacian de ceilalți candidați, care i-am auzit că spun că nu are nicio treabă cu învățământul. Aia înseamnă că n-au nici ei nicio treabă cu președintele Consiliului Județean. Și al doilea lucru pe care îl diferențiază pe Dacian de ceilalți candidați, niciunul, și o spun cu responsabilitate, niciunul nu a avut de-a face și nu știe cum trebuie să relaționeze cu un investitor care ar veni în județul Hunedoara. Până la urmă, au fost și președinți de Consiliul Județean, cei mai importanți
S-a demonstrat ce investiții au venit în județul Hunedoara în perioada lor de președinți și conducători ai județului, că ei s-au considerat conducători, nu reprezentanți ai județului Hunedoara. În schimb, Dacian este chiar unul din oamenii care știu ce înseamnă să ai de-a face cu un investitor major. Am înțeles. Scurt, câte 20 de secunde, dacă se poate, fiecare pe rând, câte un mesaj pentru cei care... Eu, dragi hunedoreni, vă invit în 27 septembrie la vot. Să depășiți teama de COVID, să veniți să votați candidații la Consiliul Județean Pro-România și, nu în ultimul rând, candidatul la președinția Consiliului Județean Dacian Ciodar. Domnul Stăin? Foarte important este prezența la vot. Degeaba ne dorim ca cineva să ne reprezinte atât la consiliile locale, județene, primar sau președinte, dacă stăm acasă. S-au luat, din câte știu, în tot județul, s-au luat măsurile în așa fel încât să nu fie puși în pericol cetățenii care merg la vot și este important să mergeți să votați. Să votați pro, nu contra. Cred că ne-am săturat să tot votăm împotriva la cineva. Hai să votăm pentru cineva. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc sincer succes în alegeri. Mulțumim. Mulțumim. Stimați telespectatori, Emil Răstăiu și Nicolae Timiș, susținători Pro-România pentru candidații la funcțiile de consilier județeni sau președinte al Consiliului Județean, au fost invitați în studioul Capital TV. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sunt Adrian Simeon și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine!